Ne aflăm în fața unui nou duel important al fotbalului românesc, un duel în care Leii Albalbașii vor înfrunta Lupii Galbeni. Universitatea Craiova Petrolul Ploiești va avea loc mâine de la ora 21 pe stadionul Ion Oblemenco. În acest moment biletele sunt puse în vânzare, așa cum v-am obișnuit pe platforma Entertix și la toate punctele noastre de vânzare tradiționale. Despre partida de mâine cu petroliștii vor vorbi antrenorul principal al formației noastre, domnul Mirel Rădoi, și fotbalistul nostru Ștefan Baiaram, urmând ca apoi să adresați întrebările dumneavoastră. Mister, vă rog câteva cuvinte despre meciul cu ploieștenii. Bună ziua, vă mulțumim pentru prezență. Înainte să discut despre următoarea partidă, aș vrea să încep un scurt mesaj, mă rog, un semnal de alarmă, pentru că n-aș vrea să trecem din nou prin, nu știu, momentele pe care le-am trecut începând cu partida de la Herrmannstein, când știau că au probleme la nivel financiar și oarecum am intrat relaxați în acea partidă. După aceea am urmat partida de la Cluj cu CFR, când la fel aveau momente dificile la nivelul băncii tehnice. CFR se discuta plecarea lui Dan Petrescu. La fel, după aceea, meciul cu Voluntari, în care aveau jucătorii veniți de la echipa națională, obosiți sau nu, și astea sunt episoade pe care, din punctul nostru de vedere, ne-au relaxat. Culminând cu ultima partidă, în care la fel era vorba dacă Andrei Prepeliță va continua sau nu la FC Argeș. Și din punctul de vedere, oarecum situația se aseamănă, pentru că zilele astea a avut loc plecarea lui Gabi Tamaș, pierderea unui jucător important, a unui lider, și n-aș vrea din nou să credem că simpla noastră prezență în teren va aduce cele trei puncte. Vis-a-vis de partidă, cred că ne așteaptă un meci dificil. E clar că și-au pierdut un lider și un jucător foarte important, dar la nivel de grup și la nivel de echipă poate să fie o motivație în plus pentru ei și să arate că poate să suplinească oricare dintre ei lipsa lui Gabi Tamaș. Așadar, ne va aștepta un meci destul de complicat, un meci în care va trebui să începem de la început și să terminăm cum începem, pentru că dacă avem o problemă, e clar că problemele noastre, și nu doar statistica arată că primim goluri în perioada de timp 45-60, e clar că noi va trebui în momentul de față, pe lângă ceea ce am reușit până acum la nivel de atitudine și determinare, să ne păstrăm concentrarea pe toate cele 90 de minute. Pentru că întâmpinăm probleme, dominăm adversarul 40-50-60 de minute, îl împingem în propria jumătate, în propriul careu. După aceea, probabil că repriza a doua, văzând prima repriză și dominând adversarul, credem că va fi doar o situație de timp până vom marca, ceea ce e greșit. Deci, din punctul ăsta de vedere, e clar că va trebui să în continuare să apăsăm pedala pe aceste două lucruri, concentrare și responsabilitate. Ștefan, cum prefațezi tu meciul de mâine cu Petrolul? Bună ziua! Da, ne va aștepta o partidă foarte dificilă, cum și dumneavoastră au jucători de experiență. Sunt sigur că o să vină montați, cum și dumneavoastră le-a aplicat un jucător foarte, foarte bun, jucătorul lor de bază, pot spune numărul 1 din echipă, dar sunt sigur că ne va aștepta o partidă foarte dificilă. Sunt o echipă foarte, foarte agresivă, ne așteptăm la acest lucru, să vină foarte montați, și sperăm să facem o partidă foarte, foarte bună. Întrebări, vă rog. Mi-aduc aminte trecuta conferință de presă în care ai citit perfect, ne-ai spus despre jocul cu FC Argeș. S-a întâmplat exact ce ai spus. De data aceasta aș vrea să ne vorbești mai mult de jocul nostru, ce s-a întâmplat în această săptămână la antrenamente, despre, eu știu, starea băieților de spirit, așa. E clar că după această perioadă și imediat după declarații mele de după partidă, a fost o zi tensionată a doua zi, și era normal, pentru că ăsta a fost și scopul meu, să încerc oarecum să-i scot atât pe ei cât și pe noi din starea asta, din zona de confort, pentru că vedem că ajungem cu ușurință să ne dominăm adversarul, să ne câștigăm posesia și totuși nu reușim să marcăm, iar adversarul la puținele ocazii pe care le are reușește să marcheze foarte ușor. E clar că aici e vorba de o relaxare, și atunci dacă noi, în momentul în care suntem capabili 45 de minute să ne menținem concentrarea, ar trebui să o facem și pe următoarele 45 de minute, pentru că știm că adversarul își creează puține ocazii, dar marchează. Avem foarte multe goluri primite, deci din punctul ăsta de vedere, pentru mine, ca să pot să zic așa, să întreacă din această stare și, nu știu, supărarea asta, cred că cel mai ușor va fi ca sâmbătă, ca mâine seară, să câștigăm și să câștigăm fără gol primit. S-a lăsat și cu ceva amenzi, eu știu, nu știu. Nu, deocamdată nu, pentru că aștept o reacție atât din partea lor cât și din partea noastră. Dar așa cum am spus și imediat după meci, după acel mesaj, e clar că primul vinovat sunt eu. Și eu va trebui să găsesc soluții ca să le pot da lor mai departe, să ieșim din această situație. Meciul cu Petrolul va fi o presiune în plus prin prisma faptului că suporterii sunt supărați pe jucători pentru ultimele prestații.
dacă noi suntem primii vinovați și noi suntem supărați, vă dați seama că și suporterii și probabil că sunt și oameni care nu țin neapărat cu Universitatea Craiova și sunt supărați pentru situația în care ne aflăm noi. Deci cu atât mai mare e presiunea, dar cu atât mai mare trebuie să fie dorința noastră pentru a împăca pe toată lumea. Vor fi modificări în lot, ținând cont de cele petrecute? În lot nu, pentru că nu suntem foarte, foarte mulți. Probabil că vor fi schimbări în primul 11, dar în lot nu avem cum să, în momentul de față, să trimitem jucători dacă ar fi la echipa a doua sau să renunțăm la ei, pentru că în situația asta am face și o alegere greșită vis-a-vis de jucătorii tineri din Academie. Adică i-am luat la nivel de echipă mare, fără foarte multe antrenamente alături de noi și am evaluat greșit. După aceea am spune de acești copii care sunt talentați că nu au valoare. Sincer, aștepți cu nerăbdare perioada viitoare de transferuri? Nu, aștept meciul de mâine seară cu nerăbdare, să văd o reacție din partea noastră a staffului, să văd o reacție din partea jucătorilor, să vedem ce putem să facem ca aceste ultime episoade pe care le-am avut și marea lor majoritate sunt în deplasare, să încercăm oarecum, începând de partida de mâine seară, să le remediem. După aceea avem meciul de cupă și după aceea meci în deplasare la Arad. Deci avem trei meciuri într-o săptămână în care, din trei în trei zile, putem să remediem o parte din greșelile pe care s-au întâmplat sau le-am făcut în ultima lună. Într-o săptămână putem să remediem ce am greșit în ultima lună, de exemplu. E mai bine să întâlnești Petrolul fără Gabi Tamaș? E un jucător important, dar v-am spus, s-ar putea ca lucrul ăsta pe ei investiar pe restul să-i motiveze și n-aș vrea din nou să fim UNICEF cum am făcut și la celelalte partide, pentru că se aseamănă de fiecare dată când întâlnim un adversar, trebuie să aibă o problemă. Iar noi, așa cum suntem băieți buni, îi ajutăm. Că chiar vorbea colegul mai departe de lei. Ușor, ușor, în ultimele etape în deplasare am devenit leuți. Trebuie să revenim mâine seară din nou să fim acei lei pe care arată și sigla și pe care îi recunosc cu clubul. Ștefan, iată, revii așa într-o perioadă în care apele nu sunt atât de limpezi. Cum vezi partida cu Petrolul, ținând cont că ambele formații se confruntă nu numai cu probleme fotbalistice, ci și din afară? Da, mă bucur că am revenit, că am trecut peste perioada aceea cu accidentarea. Consider că sunt pregătit să-mi ajut echipa și va fi un meci foarte greu, cum am spus și mai devreme. Va fi un meci de uzură, de luptă. Suntem conștienți de acest lucru, dar sunt sigur că o să câștigăm și o să facem un joc bun. Sunteți motivați mai mult ca niciodată decât? Suntem motivați. Am avut discuții cu mister, ne-a mobilizat, ne-a spus exact cum stau lucrurile și consider că toată lumea este montată să facă o partidă foarte bună. Sincer, ție îți va lipsi Gabi Tamaș mâine? Pentru că de câte ori l-ai întâlnit, indiferent la ce echipă a fost, te-ai cam distrat cu el. Nu pot spune că m-am distrat, eu am încercat să fac treaba pe poziția în care jucam și sunt sigur că le va lipsi, este un jucător foarte bun și atât. Cum ați primit voi în vestiar mesajul antrenorului după tot ce s-a întâmplat la Pitești? L-am primit foarte bine. Toți consider că au înțeles exact mesajul pe care mister a vrut pe care ni l-a transmis. Și să sigur că o să arătăm asta mâine seară. Crezi că e presiune pe oamenii tăi, ținând cont că porți numărul 10? Sunt conștient de acest lucru, dar acest lucru mă motivează să muncesc mai mult, să fac mai multe lucruri pentru a îmbunătăți calitățile și consider că m-a va ajuta acest lucru pe viitor. Sunteți la, în momentul de față, 12 puncte, dacă am calculat eu bine, față de lider. E distanța destul de mare și nu suntem nici măcar la jumătatea sezonului regulat. Da, vă gândeați la început de sezon că veți fi atât de departe de obiectiv? Da, în primul rând nu ne gândim la campionatul în momentul de față. Ne gândim să intrăm în play-off, să luăm fiecare meci și la sfârșitul campionatului vom vedea pe ce poziție ne vom clasa. Dar trebuie să luăm meci cu meci și partidă cu partidă. Mâine, de cine crezi așa că ar trebui să ne temem? Pentru că, iată, la Pitești a fost Garita, la Hermannstadt am făcut noi cadou, la fel și la Cluj. Consider că nu trebuie să ne temem de nimeni. Consider că ca o echipă au un grup, în primul rând, nu niște jucători individuali și sunt sigur că acest lucru ne va aștepta. Un grup foarte puternic și o echipă cu o dorință de a câștiga foarte mare. Mirel, e mai greu să pregătești un meci cu o echipă care vine, la fel ca și Piteștiul și Petrolul, tot patru înfrângeri consecutive, decât cu un adversar care este într-o perioadă bună?
De multe ori da, pentru că vine un adversar rănit și oarecum vrea să arate că ceea ce s-a întâmplat în urmă au fost episoade greșite, să spun așa, dar nici noi nu venim după foarte multe victorii, deci din punct de vedere și noi suntem răniți în orgoliu și jucăm acasă și asta va trebui să simtă echipa Petrolului din primul minut, dar până minutul 90, nu din primul minut până minutul 50, că după aceea urmează cadourile, din primul minut până minutul 90. Sunt suporteri care spun că după dușul de la Pitești, dușul rece, din vestiar, nu neapărat de pe teren, mâine va fi un meci ca cel cu ucrainienii, adică primul altă pe banca universității, adică va fi o reacție din aia pozitivă. Sper să întâmple așa. Sper să întâmple așa și sper să fie asta reacția și nu neapărat de fiecare dată când vorbim de un moment zero sau ca și cum ar fi primul meci, asta va trebui să fie prezența noastră la fiecare parte. E clar că am spus mai devreme, la nivel de atitudine și determinare, arătăm bine, doar că nu arătăm pe toată durata partidei și la nivel de concentrare și responsabilitate. Probabil că aici trebuie să mai lucrăm și să găsim soluție, dar pentru fiecare partidă jucată, indiferent de competiție și acasă sau în deplasare, asta va trebui să fie atitudinea noastră. Nu numai Gabi Tamaș va lipsi mâine din primul 11 la Petrolul, se pare că și Grozav și Țicu vor fi rezerve, cel puțin așa a anunțat la conferință Nae Constantin. Vedem, avem și noi informații, știam de exemplu imediat după partidă că Gicu a plecat supărat și a plecat după ce a fost schimbat la pauză imediat acasă, știam de supărările, știm, dar v-am spus, asta va trebui să ne influențeze într-un procent foarte mic sau aproape deloc, pentru că dacă în continuare vom crede ceea ce am crezut și până acum, că ne va fi ușor, nu știu, prin prisma celor trei puncte, doar prezența noastră în teren, ne înșelăm. Tot vorbim de valoare pentru primele locuri, tot vorbim de cote, va trebui ca lucrurile astea să le lăsăm cumva în urmă sau să le dublăm de rezultate, pentru că degeaba vorbim de valoare dacă noi intrăm la fiecare partidă și facem greșelile astea și valoarea noastră și cota nu face decât să o ia înapoi, nu înainte. În afară de Paul Pap suspendat, mai sunt, și bine, Elvir. Și Elvir. El nu-l punem deocamdată până nu va intra la antrenamente. Mai sunt alte probleme? Nu, alte probleme nu avem. Jucătorii sunt toți validi. E clar că, cum e exemplu chiar Fane aici, în momentul de față nu este la capacitate maximă, dar trage de el în fiecare zi. Mai sunt și alții 2-3 jucători care, la fel, după accidentări, încă m-au nevoie de câteva zile, dar sunt sigur că la momentul ăsta și cum suntem demotivați pentru mâine seară, vor conta mai puțin lucrurile astea și sunt sigur că atât timp cât va fi în teren, indiferent că va fi un minut, 90 sau 20 de minute, fiecare jucător va da tot. Dacă lipsește Paul, e posibil, că ziceai la un moment dat chiar de acest sistem cu 3, că poate ai schimbat, dar primele schimbări care pot apărea, dacă vorbim de sistem, va fi în dinamica jocului. Deocamdată, adică chiar dacă vorbim de o linie cu 4, vom începe o linie cu 5, eventual vom putea să construim un 4, dar deocamdată menținem aceeași linie de 3 sau 5. Iar ei crezi că vor veni la fel cu 3, adică în oglindă, ca și tine? Da, singurele semne de întrebare, dacă mă întrebați pe mine în momentul de față, sunt dacă vor juca 5-3-2 sau 5-4-1. E clar că în față unul dintre cei doi atacanți, indiferent de sistem, va fi Robinson. Eu cred că este punctul lor de referință și poate să, momentele în care noi încercăm să stăm foarte sus, să facem pressing, vor încerca să joace foarte multe mingi pe el, să poată să țină, să scoată faulturi, ca echipa să aibă timp să vină cât mai sus. Aceea, în funcție de ce alegeri vor avea în sistemul de joc, vom vedea dacă va juca și al doilea atacant sau vor juca 5-4. La dușul rece, nu știu, de la Pitești, să revin puțin, te gândeai atunci că poate vei pica chiar și de pe locurile de play-off când ai avut acele declarații sau nu conta pentru tine acel moment că vei fi sau nu la finalul etapei? Nu am stat să calculez după meci imediat cine poate depăși jocul rezultatelor, dacă ne va fi favorabil sau nu. Nu, e normal că, indiferent cine va fi antrenor la Universitatea Craiova, nu ai cum să... Gândiți-vă că când am venit la această echipă era pe locul 11. Dacă nu facem nicio îmbunătățire și echipa e la fel pe locul 10-11, care este diferența între mine și cel care a fost înainte, de exemplu? Deci e clar că va trebui în continuare să găsească alte soluții la nivel de antrenor. Rezultatele de ieri din Europa ale echipelor românești, cum le-ai comentat? Au fost în urmă față de ceea ce s-a întâmplat în tur, dacă mă întrebați pe mine. CFR a reușit câștige, ok, nu cu 1-0, cu 2-0, după aceea FCSB a pierdut.
dar până la urmă, chiar dacă cu șanse minime FCSB, păstrează chiar în ciuda acestei duble de 0 la 10, păstrează șanse de calificare. CFR în momentul de față, cred că are prima șansă să califice. Pentru noi, bine, din mai multe puncte de vedere. Unu, din punct de real, punctelor acumulate pentru România. Doi, pentru că o să joace cât mai multe meciuri în cupele europene și atunci o stare de oboseală ne poate avantaja pe viitor. Nu neapărat că ar fi vorba de FCSB, dar totuși cum sună 0-10, o echipă din România contra unei echipe nu din Anglia, Germania, Italia, Spania, ci Danemarca, o echipă ce acum 2 ani era prin ligile inferioare. Da, totuși aș face o mică comparație. N-aș vrea să se creadă după că am ceva cu jucătorul român, pentru că și eu sunt jucător român, dar mă uitam aseară și făceam o comparație și cu meciul în tur, mă uitam câți jucători români erau la CFR, câți jucători români erau la FCSB. Și atunci probabil că mentalitatea asta de care vorbim noastră a jucătorilor români, în continuare suferim și nu e de acum, este de când eram și eu fotbalist. Deci e clar că dacă vorbim de instruirea jucătorilor, e clar că trebuie să vorbim de la o vârstă mult, mult înapoi, o vârstă fragedă, vorbim de jucători de 12, 13, 14 ani, cum îi instruim de acolo, așa probabil că avem și la aceste niveluri internaționale. Probabil că de asta și echipa națională este unde este momentul de față. Dacă nu mai sunt întrebări, vă mulțumim.